Reprezentanții primăriei municipiului Târgu Jiu se vor întâlni pe data de 20 august cu Ștefan Dorin, arhitectul care va moderniza calea eroilor. Proiectantul va trebui să prezinte și forma finală a planului de modernizare, ținând cont de recomandările Comisiei. Tot atunci va fi semnat și contractul. Aurel Popescu, viceprimarul municipiului Târgu Jiu, a declarat că, după semnarea documentului, vor fi depuse proiectele pentru obținerea fondurilor în vederea modernizării.